La aproape 10 ani de la preluarea cinematografului modern de către administrația locală a municipiului Roșiorii de Vede se poate vorbi de certitudini. De reabilitarea cinematografului se ocupă Compania Națională de Investiții și în aceste zile se pun la punct ultimele detalii pentru demararea procedurii de licitație în vederea stabilirii proiectantului și executantului. Dacă ce privesc alte lucrări și alte solicitări din partea cetățenilor, nu pot să le dau un răspuns favorabil, cum e, sau mă rog, ca termen, cum e proiectul cu apa și canalul care mai durează, cinematograful este aproape gata de a începe procedura de achiziție a proiectării și construcției, care, așa cum în ultimul timp, se fac la pachet. Deci a început deja această procedură, se ocupă de ea Compania Națională de Investiții. Trebuie să am foarte multă răbdare pentru că, din nou, au apărut niște probleme în momentul în care a început să se lucreze la caietul de sarcini, au început să apară iar niște probleme de modificări, de completări. Sunt niște piese care compune caietul de sarcini și pe care proiectantul, modul proiect, în opinia Companiei Naționale de Investiții, ar trebui să le producă. Dumnealor spun că și-au făcut treaba în baza contractului pe care l-au avut cu noi și s-a creat așa un mic blocaj. Ieri am fost la Compania Națională de Investiții, am mai dus în completare un extras de carte funciară actualizat, proaspăt. Am avut o discuție cu cei de la Compania Națională. Dumnealor explică că modul proiect trebuie să le ajute în a completa această documentație pentru caietul de sarcini. Cei de la modul proiect îmi spun că și-au făcut treaba. Suntem, așa, eu personal sunt între, cum se zice, între Ciocan și Nicoval. Venind de la București, de la Compania Națională de Investiții, am pe notă aici să vorbesc din nou cu modul proiect. Este ora 12, n-am apucat până acum să vorbesc, dar o să vorbesc și sper să găsim o soluție. Am de 2 ani jumate tot completăm documentația. S-a trecut prin 3 comisii tehnico-economice, una de la CNI, două din minister. Am semnat convenția de cofinanțare a părții de proiectare, pentru că asta o facem noi de la bugetul local. Se lucrează efectiv la această documentație pentru a scoate la licitație. Sunt șanse să înceapă lucrările anul acesta? Absolut. Anul acesta suntem de-abia în februarie. Eu sper să nu fie contestații și cred că nu o să fie, pentru că nu mai sunt așa de mulți constructori, din păcate. Eu sper cel târziu, aprilie, mai să începe. Cât să dureze procedura asta. Am să insist la proiectant, cum necum trebuie să ducem până la capăt toate problemele astea și procedura de achiziție durează la o lună jumate, două și autorizația de construire și începem. Eu nici nu mă gândesc să nu începem mai. În ultimii ani s-au făcut numeroase demersuri pentru obținerea fondurilor necesare reabilitării acestui imobil aflat într-o stare avansată de degradare, cu toate eforturile autorităților locale de a-l menține în stare de conservare. Investiția în valoare de aproximativ 11 milioane de lei este finanțată prin Compania Națională de Investiții.